Ok. Zic să începem. Azi e un curs care mie îmi place foarte mult și unul din lucrurile care chiar aș vrea să rămâneți din toată materia asta. E o chestie destul de tehnică. Ar fi trebuit deja să aveți o mică idee despre ce înseamnă Business Model Canvas. O să încerc să intru în suficient de multe detalii ca mai de acum încolo să devină un instrument pe care voi să-l utilizați în permanență. Adică în permanență mă refer în primul rând la seminarii și poate și atunci când vă gândiți proprii la afaceri. Deocamdată o să fie la seminarii. Pornim cu ideea de model de afaceri. Ce e un, un, model de afaceri? Și aveți aici o definiție pentru ce înseamnă un model de afaceri, dar pe lângă definiția în sine, care poate să sune, nu știu, pronunțând cuvântul valoare, de așa încerci, ridici lucrurile cam sus. Dar imaginea generală a afacerii respective. V-aș ruga când vă gândiți la o afacere, mai ales când e vorba de o afacere la început, să nu gândiți modelul de afacere, viziunea asupra afacerii respective, să nu confundați cumva cu strategia afacerii sau când te mai gândești la cum e o afacere, reflex ar trebui pentru voi studenți de la management, să fie să vă gândiți la structura organizatorică. Nu e vorba despre așa ceva. E, de fapt, o imagine de ansamblu, care o să vedem imediat, în componente, ce presupune. Pentru a prezenta componentele unui model de afaceri, am apelat și asta o să fie instrumentul la Business Model Canvas care e compus de Alex Osterwalder, Alexander de fapt e numele complet, care e un doctorand elvețian, de fapt e doctor, că a fost rezultatul tezei lui de doctorat. Pentru mine a fost o mare surprindere pentru că să zicem că tezele de doctorat cel puțin de la noi nu de foarte multe ori și regăsesc în piață în afaceri impactul care poate că ar trebui să-l aibă. Iată că se întâmplă în țări mai, nu neapărat mai calde, că Elveția nu e mai caldă, și iată că se întâmplă în Europa, se inovează. După părerea mea, inovarea în zona de business am are loc în Statele Unite. Și e adevărul că celebritatea modelului și a, uh, celebritatea modelului sac. În Statele Unite, dar e născută în Elveția, într-o teză de doctorat, ceea ce e drăguț. Ei, iarăși, de fapt, promovarea acestui model se datorează acestui domn foarte simpatic, care îl cheamă Steve Blank, care e un antreprenor de succes, cu foarte multe business-uri reușite și cu multe eșecuri, care chiar a produs o metodologie pentru a începe o afacere nouă. Și care atunci când a văzut modelul Oswalder, a zis: "Asta e". A avut, cum ar zice unii, o epifanie. Wow. Și o idee foarte interesantă pe care vine el și care, să știți că inclusiv în momentul ăsta, mai are nevoie de clarificări, și asta e o propoziție interesantă de reținut. Face diferența Steve Blank între o firmă nou înființată și un startup și dacă o să întrebați pe multă lume ce e un startup, o să zică că o firmă nouă înființată. Steve Blank a zis, nu e așa. Un startup e o firmă care își caută un model de afaceri repetitiv și scalabil. Că de foarte multe ori, e aici o, iarăși o apreciere foarte interesantă a lui Steve Blank, care zice în felul următor, niciun plan de afaceri nu rezistă la primul impact în piață. Se face planul de afaceri, îl scriu oameni foarte deștepți, fac calcule foarte complicate în Excel, acolo tot felul de simulări, scenarii pozitive, negative și așa mai departe, și când ies în piață lucrurile nu merg. E cum spunea un boxior, care nu mi-aduc aminte, cel care a mușcat urechea în ring. Cum? Mike Tyson spunea o chestie foarte drăguță din capul lui care a luat mulți pumni, a scos o chestiune foarte tare. Zicea în felul următor. Orice boxior are un plan de bătaie înainte de a urca pe ring și a lua primul pumn în gură. Până atunci totul, totul are foarte clar ce are de făcut. Când a ieșit în ring și când a început și celălalt să dea și mai ales ai luat primii pumni, dintr-o dată planurile nu mai au chiar aceeași relevanță. Sunt foarte bune, nu important planul, Importantă e planificarea, spunea altcineva, nu? Pentru că pe parcursul unui meci, schemele îndelung exersate și gândite s-ar putea să dea rezultat. Bun, am deviat. Ăsta este canvas. Nu știți, o parte din el o să fie o problemă la examen, sorry, țin foarte mult să învățați partea asta. Vă scapă, poate, poate, doar dacă sunteți prin zona roz-galben, unde v-am promis că treceți examenul, da? dacă sunteți acolo, da, scăpați de această grijă. Ceea ce zic eu că e rezolvat. După câte vedeți, canvasul, schița, altă traducere nu am găsit mai bună, schița aceasta e împărțită în 9 secțiuni simetrice și în primul rând aș vrea să o vedeți împărțită în două. E o parte stângă care include customer segments, value, propoziții și așa mai departe, și o parte dreaptă. Și la fel cum sunt și emisferele creierului, gândiți-vă că zona asta este zona creativă și zona asta este zona analitică. Aici e operation, da? Aici e marketing, aici e operation. Deci, aici sunt floricele, culori, inovație, tot ce vreți voi, aici e precizie operațională. Când pornim cu acest canvas, ar fi bine să pornim de aici, din Customer Segments. Primul lucru pe care trebuie să-l identificăm este care e piața noastră. Discutam la cursul precedent cum identificăm o oportunitate economică, vedem la un client care-i durerea, care-i nevoia, care-i problema pe care eu o rezolv. Și, ca să identific lucrul ăsta, ca să nu fac eu o presupunere, o prezumție care s-ar putea să n-aibă nicio legătură cu ce se întâmplă în piață, trebuie să știu foarte bine cine e acolo. Atenție, nu clientul nu întotdeauna este cel care plătește, dar asta e o discuție care o să mai o detaliem mai departe. Mergem după aceea în valoarea propusă. De foarte multe ori, mai ales cei din zona de tehnologie, pleacă de aici. Se gândesc, am un produs, un serviciu. Hai să văd cine e clientul. Nu. Gândiți aici, vedeți value proposition. Denumire pompoasă pentru produsul, serviciul meu și beneficiile pe care le produce. Deci, nu porniți invers. Încercați să identificați problemele. Uitați-vă între colegii voștri. Ce problemă are un student? Cel doare. Care să? Acolo întotdeauna va fi rost de un business sănătos. Porniți din partea respectivă și vedeți în ce măsură puteți voi să produceți valoarea respectivă și de ce voi. Asta e o foarte întrebare. De ce tu? De ce ești tu norocosul ăsta care a dat peste mare oportunitate de a face? De ce nu face altcineva? Ceva acolo înseamnă, poate să vină din niște informații pe care le ai tu, poate să vină și din noroc câteodată, da, intervine câteodată norocul, dar... Pe cât posibil, puneți sub un semn întrebării așa, mi propria genialitate. Toți avem, dar e puțin probabil ca nimeni din cele câteva miliarde de oameni cât sunt pe lumea asta să nu se mai fi gândit la treaba asta, de vreo două, trei ori. De ce? Ei, după ce am stabilit cine e clientul și ce livrezi, trebuie să văd cum livrezi. Au oh, și funcționează. Care e canalul pe care ajunge produsul serviciul meu la client? Odată ce eu livrez lui, e o idee pe care o tot repet și o să repet și la seminar și la curs. Clientul ideal este clientul fidel și repetitiv. Stabilesc o relație cu clientul meu. Care este acea relație. Cum pot să îmbogățesc relația respectivă. Odată a avut, în vedere aspecte, a avut în vedere aceste aspecte, de bea acum ajung la revenue streams, la sursele de bani. De unde vin banii în afacerea mea? E un pic o schimbare de mentalitate. Pentru că, pe de o parte, modelul ăsta ne arată așa. La baza fiecărei afaceri sunt bani, da? Dar nu ocupă un loc central. Nu e, nu e locul din care plec. Și foarte multă lume cu mult mai multă experiență o să spună că cine își propune să facă un business care e strict orientat către bani, nu se fie prea ușor să reușească. Nu înseamnă că nu o să reușească, dar nu o să fie prea ușor să reușească. Marea lor majoritate, să știți că se sizează o oportunitate și își dau seama că de acolo pot să facă bani. În marea majoritate a cazurilor. Chiar și în cazul acelor antreprenori foarte oportuniști, așa, în zona de imobiliare sau ce mai vreți voi. Au identificat teren, au, au ceva care nu e neapărat din a face bani. Pentru că cei care își propun strict numai bani, de obicei, ajung în locuri răcoroase și cu îmbrăcăminte predefinită. Strict care sunt să facă bani. Și bicolor. Bun. Asta e partea stângă, cum stau eu, dreaptă o vedeți voi. Ca să pun în aplicare tot ce mi-am propus aici, derulez niște activități. Trebuie să fac ceva. Ar fi bine ca lucrurile să se întâmple stând în pat, așa, să zic. Hmm. lucrurile să meargă. Dar ăsta e un nivel la care vă doresc să ajungeți odată, firma voastră să meargă de la sine, așa. Dar, din păcate, va trebui în prima fază să vă ocupați voi de treaba asta. Pentru derularea activităților vom apela la niște resurse. Acum nu cred că s-a născut, ba s-a născut, de fapt. Sunt vreo câțiva oameni cărora le ajung banii. Dar cred că acum, gândindu-mă la Bill Gates, nu-i ajung banii pentru ce vrea el să facă la nivel mondial, pentru toate proiectele pe care le gândește el. Banii niciodată nu sunt de ajuns și nici resursele pe care le avea la dispoziție și ca să Suplimentezi lucrul ăsta, de foarte multe ori apelez la niște parteneri. Nu le poți face singur pe toate. Asta e primul reflex managerial pe care voi ar trebui să-l aveți. Absolvenți de facultate de management, trebuie să rețineți lucrul ăsta. Delegarea este foarte importantă. Și pentru orice manager, o, orice manager, puteți să-i dați acest sfat. Deleagă mai mult. Dați-o și pe un ton dintr-o superior, așa un pic el o să știe ce înseamnă. Chiar dacă voi câteodată nu înțelegeți tot ce înseamnă lucrul ăsta, spuneți eu că el o să știe și o să ai dreptate. Dacă știe. Iar din derularea activităților, ajungem la o structură a costurilor. E evident ce ne dorim cu toții, costurile să fie mai mici decât venit. Dar uh, dacă timpurile moderne se caracterizează prin ceva, să știți că prin ceea ce se caracterizează, momentul ăsta, mă refer momentul ăsta, ultimii 2-3 ani, de exemplu, și, și în spate mergând, nu e chiar acum, vine inovarea din zona tehnologică foarte puternic, da, se descoperă noi materiale, noi tehnologii și așa mai departe, dar e o mare efervescență în zona asta. Adică încetul cu încetul, foarte multe firme părăsesc modelul ăla de afaceri clasic, gen bași copaci într-o parte, iese scândură, scândura o prelucrezi și o face scaun și vin scaun. Și se zice model de afacere de tip pipeline. Da? Intră ceva pe aici și iese pe partea cealaltă. Am făcut eu niște procese înăuntru și s-a terminat. Mai lucrurile sunt mai complicate și mai ales când Gratuit sună atât de bine. Nu, sună, nu vă plac serviciile gratuite, mie îmi plac foarte mult serviciile gratuite. Oamenii inovează și businessurile se inovează foarte mult în modelul de afaceri. Da? Se schimbă sub presiunea aceasta a mediului în care vin alții și fac lucrurile complet diferit. Da? Și nu mai, nu mai înțelegi ce Dumnezeu să întâmple. Bun. Haideți să o luăm prima dată. Cu Customer segments, piață. Cine e clientul meu? Și vreau să vă spun că când am făcut slide-ul ăsta, mi-a venit această idee. Pentru că de foarte multe ori, să-i facem un portret robot. Să căutăm clientul cum caută poliția infractorul. Ăsta e cel care am ca prin Vitan, nu știu pe cine. Portretul robot al lui. Poliția căutând pe acest infractor, ar trebui să fie un sinonim foarte bine pentru tânărul antreprenor căutându-și clientul. Pentru că, sigur, știm vârsta, știm că e bărbat, da, uite, l-are și un pic de chelie, forma, e forma rotundă a feței, știu despre el, că mai mult ca sigur din prin Republica Moldova, dacă știu lucrurile astea, ce știu? Știu, de exemplu, unde o să fug? Acasă. E un reflex al hoților, da? Fug acasă, da? Mă rog, el s-a dus chiar la Moscova. La Moscova l-au prins parcă, nu? Ține minte bine? Dar știu foarte multe lucruri și dacă v-ați mai uitat și pe la seriale, și sigur v-ați uitat, sunteți vreo câțiva pe aici care vă uitați la seriale polițiste, o să vedeți pe acolo că merg pe profilul psihologic. Pe unde, pe unde îl caut pe omul ăsta? Da? Ce fel de baruri frecventează? De unde și face cumpărăturile? Cât doarme dimineața? Ce fel de mașină conduci? Ce fel de mașină conduci? Un BMW sau un Mercedes, e evident, nu? Vechi, înmatriculat cu numere de Bulgaria. Nu e clar? Nu e clar că asta este. Vezi, denotă o cunoaștere a clientului, dincolo de a spune tineri, cum spunea o colegă de-a voastră astăzi la seminar, tineri, uh, nu, Oameni între 15 și 50 de ani. Când ai spus oameni între 15 și 50 de ani, de fapt, nu știu despre ce ne vorbești. E vorba despre trei sferturi din populația României. Ori tu, ca un startup la început, nu poți să te adresezi lor. Pentru că aici trebuie să fim foarte atenți cărei piețe ne adresăm. Pentru că piața. Sigur, mă pot adresa întrege piețe, da? Mass market, da? Vând pâine, la toată lumea cumpără pâine. Mai sunt și alții care sunt acolo. Mult mai puternici decât tine. Cu mult mai multă experiență, cu mult mai multe opțiuni, cu mult mai mult orice vreți, resurse financiare și așa mai departe. Intri într-o luptă pe care nu o poți câștiga. Acum, dacă voi vreți să intrați în lupte dintre astea, sunteți masochiști și vă bateți cu un luptător de K1, n-aveți decât. Recomandarea mea este să mergeți pe o nișă. Numai pe o parte din piața respectivă. Identificați pe un și o să vedem imediat că nișa asta nu trebuie să fie chiar o nișă oarecare, așa mi-aleg eu. Da? O nișă. Sunt unele business-uri care, mai ales cele de mari dimensiuni, nu merg pe o nișă. Merg chiar pe mai multe segmente de piață. Da? O să intre și pe domeniul electrocasnicilor, o să intre și pe domeniul. Aer condiționat, tot în electrocasnice și calculatoare, servere și automatizări industriale. Și acum tot ce am spus, m-am referit la Siemens, de exemplu. Fuzjițul Siemens care intră în toate zonele respective. Sau tot în zona asta, unde sunt anumite segmente, pot să am o ofertă în care ofer chiar aproape de toate. Dar dacă vă uitați pe, nu știu dacă Nesle este cel mai bun exemplu, că ei sunt cam în zona alimentară, dar pe foarte multe piețe. Dar sunt firme dintre astea mari, în general, care în tot și în toate, da? mari multinaționale. Ei, acum un nou tip de piață foarte interesant pe care, o creez, pe care o creează unii. Este de tip platformă. Și când ziceți platformă, ce cuvânt putea spune alături de platformă? Vă eu cu experiență ceva în IT, aș pune platformă Android sau iOS. Mă gândesc. Exact genul ăsta de business. Și, de fapt, eu clădesc o piață. Uitați-vă ce face Google. A făcut Android-ul, îl oferim tuturor, e o platformă pe care unii își vând aplicațiile către alții. Clienții și vânzătorii n-au nicio treabă cu mine. Sunt alții. Eu doar susțin afacerea lor. Și câștig o grămadă de bani. Asta e partea doar. Mai mult decât câștigă toți. Pentru că eu țin businessul respectiv. Știți care e marele avantaj la o treabă de genul ăsta? Pentru că primii care au făcut așa ceva au fost cei de la Apple, da? Când au venit cu iTunes, cu tot ce înseamnă iTunes Store și au venit. Iar singurii care au mai putut să facă așa ceva, sau numi Google. În rest, alte platforme foarte greu, foarte greu se dezvoltă. Din perspectiva și nișei, dar unde mă duc eu, tipul de piață, și bună piața asta, care e o piață agroalimentară, mi-a plăcut imaginea, poate fi de mai multe feluri. Poate fi o piață existentă, adică există și cumpărători și vânzători în piața respectivă și în piața respectivă vin și eu, făcând lucrurile mai bine și mai ieftin, dacă se poate. Nu știu ce tehnologie, ceva îmi, produce, îmi permite mie să fiu mai bun, mai ieftin decât ceilalți, vin cu o ofertă superioară. Nu știu de ce, trebuie să mă întreb foarte bine de ce. Pot să intru pe nișă de piață, un segment acolo sau poți să clonez o piață. Ce înseamnă a clona? Înseamnă că mă duc în Germania sau în Italia sau mai știu eu pe unde și văd o idee de afaceri care nu e aplicată în România. Se vând tot erați pe aici. Hot dog pe stradă, da? Tot ați făcut un business ăsta, da? O, e foarte prezent în Statele Unite vândutul de hot dog. În România nu este. Vânzători mă referă ambulanți. Ai putea să faci un astfel de business. Sau exemplu pe care îl dau eu și care îmi place foarte mult, deși am primit niște informații că businessul nu ar merge chiar atât de bine pe cât poate ar trebui să meargă, este pizza domino. Știu de la un prieten, pizza domino este o franciză, e una dintre cele mai mari francize la nivel mondial pe zona asta, e din Statele Unite. Și când au deschis în România, a venit un american foarte zâmbăreț el așa și foarte relaxat, dar în același timp foarte încrezător în el, care le-a spus în felul următor. Dragilor, eu ce fac? Implementez business-ul ăsta în fiecare țară. Am implementat până acum în 11 țări, unde merge foarte bine. Faceți ce vă zic eu, cum vă zic eu și o să obțineți rezultatele care vă zic eu. El știa tot businessul, pur și simplu, îl muta într-o nouă piață. Da? Din punctul meu de vedere, nișa este cea mai importantă pentru voi. Poate fi piața nouă, interesantă câteodată, dar gândiți vă foarte bine dacă nu cumva aveți niște vise frumoase. Că piață nouă înseamnă că e un produs nou pentru niște clienți noi. Cineva va cumpăra ceva pentru prima dată. Sunteți sigur că va cumpăra produse handmade sau mai alegeți voi orice alt produs, serviciu care nu se găsește în România. Că de foarte multe ori când vă justificați ideile voastre de afaceri, cu asta veniți. Nu se găsește în România. Păi, Poate că nu e nici piață, poate că nu vrea nimeni să cumpere. O piață nouă înseamnă o piață care nu există. Iar tu ca antreprenor la început s-ar putea să nu-ți permiți să crești piața aceasta. Ok? Trei caracteristici pentru o nișă pe care ar trebui să le știți de acum. Trebuie să fie omogenă, da. trebuie să potrivească portretului robot clientul respectiv. Uh, Unusual Suspects. E un film foarte... nu? Sau Usual Suspects. Cum era filmul? Usual. usual Suspects. Da? Cercul de Suspecți. Da? Seamănă între ei. Da? Nu poate să fie unul slab, unul... Da? sau mă rog, poate să fie, dar depinde de la ce te referi. Da? Trebuie să fie suficient de mare încât să poți să obții și tu un profit și suficient de mică ca să nu, să nu atragi rechin. Da? Să nu simtă miros de sânge. Da? s putea să fie un pește prea mic într-un război mult prea mare. Ei, când porniți un business, mai trebuie să țineți cont. Eu am zis că e... și reflectă în același timp și tipurile de clienți. Ce vedeți aici e un grafic care de obicei se numește graficul adoptării unei inovări. Da? Inovări și în cycle. La început, primii clienți, mai ales când vii cu un produs nou, serviciu, ești pe o piață nouă, sunt entuziaști. Procentul lor să știți că e mic, e pe undeva pe la 5%. Și am un prieten care vinde piese de calculatoare, știu și eu piața asta destul de bine. Și întotdeauna, de exemplu, sunt unii care, cum a apărut o placă video nouă, o vrea ultima trăznaie. Cea mai nouă chestie pe care a apărut să o aibă. Că e SSD, că e DDR3, 5, 7, 9, că e nu știu ce fel de monitor 3D să aibă. Televizorul 3D. că cam cumpără orice și nu trebuie să ne punem prea mari speranțe că am găsit câțiva la început. Pentru că <coughs> Următorul pas este să trecem la clienții vizionari, care văd cum evoluează tehnologiile. Și de exemplu, sunt fotografi care și-au dat seama că trecerea de la fotografia analog la fotografia digitală va fi inerentă. Și chiar dacă poate aparatul foto digital la început, dacă mai țineți minte ce poze făceau și nu le puteai utiliza la tipărit, era exclus, că la 1-2 megapixel n-aveai ce să faci. Unii fotografi și-au dat seama, au zis, băi, așa se merge, vezi fotografia în timp real, prelucrări, digital, pe calculator, după aceea, clar, asta e zona. Dar, vedeți, aici va undeva e un pas la care vă recomand o carte, Tipping Point. Rețineți, poate și căutați-o. Trebuia să-i pun eu. Da? Aici, aici e o mare prăpastie. Pentru că există un moment în care cu ce vii tu ajunge la suficienți oameni. Malcolm Gladwell, tipping point. 10 puncte, cine citești? Am zis. Și se și înregistrează pe deasupra, deci. Bun. Ei, când trecem în segmentul cam toți clienții vizionari își dau seama, după aceea am clienți pragmatici care își dau, sunt obligați aproape, da? Sunt unii conservatori. Vreau să vă dau un exemplu, cei care își permit un telefon mai bun, dar rămân la telefonul lor cu butoane. Fratele meu, în continuare, este un fan Blackberry. Dacă mă întrebați pe mine, el este un astfel de client, conservator. Da? Trebuie să dea faliment Blackberry ca să se convingă și el că tehnologia lor nu mai e actuală. Da? Ei, și mai sunt unii care sunt sceptici. Un telefon trebuie să vorbesc la el. Nu-mi trebuie Facebook, nu-mi trebuie e-mail, pentru asta am laptop, calculator, la care? Da, pentru un telefon. Am un prieten care încă mai are un telefon 6310 și știu sigur că există cineva de unde are el telefonul respectiv care are o cutie plină cu 6310 Nokia și din când în când face pentru prietenii apropiați câte un cadou, un telefon. Da? Că ăla e telefon. 6310. Ecran color cu două, trei linii de text. Ecran al negru, scos. Da? Deci, foarte greu ajungi acolo, da? Până, până or să dispară respectiv. Ei, e, e un drum complicat cu această mare problemă în mijloc. Bun. Trecem la value proposition. Ce oferim clientului nostru? Și aici discuția data trecută, când am discutat despre oportunitate, am încercat să mai detaliez. Da? Nevoi, probleme, dureri. Trebuie să răspundă unei cereri din partea clientului. Trebuie nu să vă dați voi cu părerea, băi, ce bună idee, ci să mergeți la cineva care chiar ar da bani. Și vă spuneam și data trecută, dacă te doare, plătești funcționează, nu funcționează pentru cineva care ține prezentări, telecomanda asta e bună. Da? Că o fi în 5, 15 metri, că nu e, că cum... Multe lucruri s-ar putea să lipsească din ea. Da? Dar mie îmi trebuie ceva cu care să nu stau să dau clicuri. Sau ați văzut și situația în care ai om la clicuri și faci semnul ăla. Și ăla, bineînțeles că se uită iuri, Nu se fie în la tine. Da? Ce treabă are el. Eventual și mai deschide un browser. Ei, pentru asta, când îți acoperi o nevoie, o durere, când există din partea pieței cererea respectivă și tu refuzi, nu trebuie să vii cu forma lui cea mai sofisticată. Da? Trebuie să scăpați un pic de dorința unii dintre voi, care aveți, că nu toată lumea are asta, dorința de perfecțiune. Încercați să dați drumul la lucruri, încercați să vă verificați ceea ce oferiți voi Produsul, serviciu Pentru că MVP-ul are două conotații în mintea mea Una este de la Minimal Viable Product E un produs care funcționează, asta îi se cere să facă Nu are grafica foarte bine definită, poate că nu e atât de confortabil, poate că are nevoie de niște baterii mai bune. Poate că distanța mai poate fi îmbunătățită, poate că, poate că multe lucruri vor mai fi de făcut. Ați găsit, ați fost vreodată în situația în care să faceți ceva și să ziceți, e perfect. Da? Felicitări. Ce ai făcut? O bilă rotundă. <laughs> care ai zis, e perfectă. Eu cred că și la o bilă, dacă stai să o faci rotundă, tot șlefuiești că niciodată nu o să fie perfect rotundă. Da? Dar scăpați de ideea asta, încercați să aduceți un produs care rezolvă problema respectivă. Pentru că e o validare. Și asta înainte de a face o serie de 1000 de produse, 5000 de produse, a băga nu știu câți bani într-un import din China, de a aduce ceva de acolo. Hai să facem câteva, 2, 3, 4, 5, să vedem dacă merg, și după aceea vedem ce mai facem. Colegii voștri, de exemplu, spuneau mai devreme să facem la seminarul precedent produse tradiționale. Ceva gen lie, sau mă rog, lucru, produse din acestea de îmbrăcăminte. Sugestia mea a fost în felul următor. Faceți 10, duceți-vă cu ele într-un magazin din mall și oferiți-le la vânzare acolo. În magazinul al cuiva. Și o să vezi dacă se vând. N-are rost să faci nu știu câte, să-ți umpli dita mai magazinul mol, să investești în tot magazinul ca să descoperi că nimeni nu e interesat. Fă câteva acolo și oferă-le spre vânzare. Ia să vedem, o să se vândă. Dacă sunt unii care caută așa ceva, o să dispară în secunda 2. Dacă nu, o să descoperim că nu vor. Ha? Și avem o problemă. Cum vindem? Pe ce canale vindem? Da? Și în prima fază canalele astea erau mai multe. Vreau să vă explic și ce înseamnă OEM și retailer și să înțelegeți care e diferența între un dealer și o reprezentanță, dar cred că clasificarea e importantă, rămâne și asta trebuie să vă dați seama că e opțiunea cea mai importantă, între canale fizice și canale virtuale. Da? că la fizic pot să am magazinul propriu sau pot să vând prin intermediul altcuiva, E o situație. E interesant că acum vărul ne mijlocește și vânzarea pe canale virtuale, da? ocazii sau alte site-uri de genul ăsta. Dar nu mi-am propus să fac reclamă gratuită firmei F64, îmi place foarte mult, dar să știți că firma aceasta a inovat în acest domeniu. Pentru că magazine virtuale care vând produse fotografice nu sunt de un an de zile în România. Sunt de mulți ani de zile. Sunt multe și specializate și cu marfă bună și cu prețuri bune, cu tot ce vreți. Ce n-au avut, n-au avut un showroom. F64 și-a dat seama că canalul virtual e foarte important pentru procesul de vânzare, dar pentru relația cu clientul nu o să poți elimina niciodată contactul fizic. Să te duci acolo. Te roagă. Hai, uite, ia, ia aparat. Hai, uite, vrei să vezi o poză? Vrei să-ți aduc un alt obiectiv? Uite, mai e și eu. Da? Oameni pregătiți, acolo e show-ul. Da? În care creezi experiență. Ce cuvânt frumos. Da? pentru vânzări, experiență, da? Pentru că virtual mă pot uita pe 50.000 de site-uri de aparate foto. Da, Dar undeva unde să pun mâna, să fac poză cu el, să văd cum se simte obiectivul ăla la mână. Asta e F64, știu să fac. Și în momentul ăsta, cam ce cotă de piață credeți că are F64? Aproape toată. Da, nu știu, uite, chiar aș vrea să mă uit pe niște cifre dar are o cotă de piață uriașă. Deci a, a spulbera piața pur și simplu. Și au undit a mai magazinul acum la uniri, pornind dintr-o vilă de unde oh. Tot interesant e și cum au evoluat canalele astea, pentru că la început se vindeau mașini, dulciuri, jucării, pâine și așa mai departe, adică niște produse fizice pe niște canale fizice, da? Un magazin. După aceea a venit Microsoft și a zis avem de vândut un sistem de operare. Internetul la vremea respectivă nu prea exista. Și trebuia să vândă soft 010101 și l-au vândut pe dischete. Și primei 19 dischete. Ce e drăguț. Încă mai puteți să cumpărați dacă mergeți prin magazine. E foarte amuzant să vă uitați să vedeți Dita mai cutia. Windows 7. Acum am văzut o mică schimbare, încep să vândă și ei doar licența. Dar erau acolo 5 CD-uri, manuale, frumos, îți dă dita mai cutia pentru un soft. S-a făcut trecerea aceasta. Un produs virtual îl vindeam fizic. Vă dați seama că e legat și de percepția consumatorului. A fost o mare inovare când au venit unii. A venit Amazon și s-a gândit, băi, cărțile astea, dacă vreau să fac o bibliotecă fizică în care să am toate cărțile din lume, mi-ar trebui să am Casa Poporului sau. Sau nici în Casa Poporului n-ar încăpea toate cărțile din lume, da? Deși cred că. Pe acolo. Așa, pe acolo. Da? Și atunci au zis, hai să, facem, să o facem virtual. Da? Și au făcut un magazin virtual în care au vândut produse fizice. Și acum modelul e clar multiplicat de foarte multe ori clonat. Da? Exemplu de clonare. Da? Face unul, face omul, face și mai mulți. Și au venit epocile moderne în care discutăm despre Facebook, discutăm despre Google, unde pe niște canale virtuale vindem niște produse virtuale. Și culmea că dăm și bani pentru treaba asta. Da? Sper să ajung să dau bani pe Candy Crush. M-am da? apucat să mă nu vorbesc serios, eu m-am apucat să mă joc Candy Crush pentru că am auzit de atât de multe ori încât am vrut și eu să văd cum e. Are un model de business foarte interesant. Dacă mă gândesc să vi-l dau pentru examen. Modelul de business la Candy Crush saga. Da? Dar s-ar putea unii dintre voi să protesteze, dar asta este. Bun. Ce vă lipsește vouă? Vă lipsește un pic de training pe partea... Vă lipsea că mai nou aveți. Un pic de training pe partea de vânzări. și iarăși la modul în care vând și cum stabilesc relația cu clientul, o să vă prezint un model foarte utilizat în zona vânzărilor. Orice firmă care face vânzări mai serioase, apelează la acest model. Modelul se numește funnel, F-U-N-N-L, da? în engleză, pentru că arată de fapt cum se desfășoară lucrurile și reflectă și natura relației pe care o ai cu clientul. Da? Pentru că prima parte este achiziția de client, da? get, da? sau unei mai zic hunting. Da? Mergi la vânătoare și vă aduceți aminte și fața lui ăla, mergem la vânătoare. Da? După aceea, după ce ai reușit să-i vinzi prima dată, discutăm despre get, despre keep, scuze, da? cum menținem clientul respectiv și dacă tot avem clientul, să vedem cum Îmbogățim relația lui. a zice cum face mai mulți bani pe spatele lui. Da? Mă rog, cum îmbogățim relația cu clientul nostru. Da? Haideți să vedem ce se întâmplă în fiecare zonă. În zona de echip, de ghet,to ce tot am de lei, Prima dată, ca să cumpere cineva de la tine, chiar dacă are o problemă, trebuie să afle de existența ta. Să știți că asta e un lucru mult mai greu de făcut. Și Exemplul meu favorit este cu afișele. Pentru că, la un moment dat, întâlnirile de la clubul de antreprenoriat, de exemplu, m-am gândit să le promovez prin intermediul afișelor, prin ase. Și am descoperit foarte repede că e o metodă complet ineficientă. Pentru că, ca să treacă la etapa a doua, E destul de greu. Unul, că nu văd afișele, pentru că e atât, sunt atât de multe afișe, încât greu îți mai dai seama că era și afișul ăla pe acolo, iar când îl vezi, îl vezi, s-ar putea să fie interesat, ai trecut mai departe, ai mai văzut altul, mai ești interesat și de ăla, și la al treilea deja l-ai uitat. Deci, a afla de existență punctual într-un loc. E o metodă foarte ineficientă și trebuie să vă dați seama de acest lucru când investiți într-un astfel de mijloc de promovare. dacă vă gândiți cât a costat afișul ăla și ce efect produce, s-ar putea să descoperiți că e o investiție foarte proastă. A, e interesat? A, da, mi se pare ok. Una e să fie interesat și alta e și să ia în calcul. Nu știu, pentru asta ar trebui să se uite pe programul lui și să zică, a, ce fac joi de la șase? Joi de la 6 mă duc la clubul de antreprenoriat. Sau joi de la 6 mă duc acasă și dorm, ies în oraș, plec la munte, mare, da? fac orice altceva, scăp de școală, da? orice. Da? Ei, și chiar dacă a luat în calcul oferta voastră, e cu totul și cu totul altceva să mai și cumpere. Da? Să ajungă acolo. Și acum în funcție de industrie, în funcție de modul de promovare, de mijloace, de procesul ăsta de vânzare până la urmă, procentele pot să difere. Dar o să vă dau un procent, o succesiune de procente ca să vă faceți o imagine despre cât de grea e vânzarea. Din 100 de oameni, care trec printr-un printr loc, gândiți-vă că 1% văd afișul vostru. Ceea ce să știți că nu e foarte exagerat. Un pic exagerat, dar cam 1%. Dacă vreți, punem un afiș și mergem la capătul culoarului și întrebăm câți au văzut afișul. Ai văzut că era un afiș care nu știu ce? 1 din 100, da? Ei, din cei care l-au văzut, Poate 1% e și interesat de antreprenoriat într-o facultate în care avem marketing, contabilitate, cibernetică și mai știu câte altele. Gândiți-vă cât de diverse sunt oamenii pe stradă. Da? Poate 1% sunt interesați. În momentul în care e interesat, Doamne ajută să cumpere. Da? A, vreau. Dar oamenii raționali ra.. 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 ra se gândesc în felul. A! Da, aș vrea și eu. Ce face un om în momentul în care își dorește ceva? A văzut un produs și și-l dorește. Bingo! Caut pe net să văd de unde pot să primez niște oferte. Să văd de unde pot să-l cumpăr mai ieftin. Nu? Sper că sunteți printre voi și unii care merg prin mall, probează o pereche de blugi Levi's văd care e mărimea și intră pe site și o cumpără de 10 ori mai ieftin. Vă recomand să faceți așa. Că e standardizat. Același produs poți să-l dar trebuie să-l probezi. da e magazinul acolo. Ia în calcul oferta. Acum orice vânzător cu experiență știe că o ofertă dată nu e o ofertă semnată. Da? Nu reprezintă un angajament. Dar e adevărat că dacă ai dat 10 oferte, e foarte puțin probabil să nu-ți iasă măcar una. Înseamnă chiar ai un produs, serviciu prost. Dacă nu, nu, ești în filmul care trebuie, dacă din 10 oferte nimeni nu vrea. Da? Adică ți-a cerut o ofertă, omul e interesat și nu cumpără. Da? Și mai avem un 10% să punem aici. Da? Vă dați seama cam la ce am ajuns? Îmi spun eu. 100 ori 100 ori 10 face dita mai 100 de mii. Dacă o afișare, o afișare pe internet costă 0,01 cenți, 0,01 cenți, ca să obții un client, va trebui să mulțești cu 100 de mii. Și dintr-o dată clientul tău te va costa alt de mulți bani. Aseară m-am distrat și am intrat pe Google și am vrut să văd care sunt cele mai scumpe cuvinte pe care poți să le cumperi ca să faci promovare pe Google. Licitațiile pe keywords ajung până la 50 de dolari pentru un cuvânt. Insurance, asigurări. Deci, dacă sunteți odată supărați și nu vreți să rupeți 50 de lei în mână și să fiți foarte bucuroși că ați făcut o faptă rea, puteți să dați căutare insurance pe Google, dați click pe linkul promovat și tocmai ați făcut cuiva o gaură de 50 de dolari. Pentru masochiști, asta poate fi... Nu, nu masochiști, scuze, ăștia sunt sadici. da. Hater pentru hater, asta poate fi o chestie drăguță. Bine, acum nu vreau să vă sugerez să faceți asta pentru firma concurentă. Da? Dacă aveți o firmă concurentă care are bugete de marketing și care își face promovare pe Google, Facebook, nu vă sugerez să faceți așa ceva. Nu e corect. Da? Nu e corect să le consum bugetul degeaba. Da? Faceți pagube. Ok. Asta până când ai ajuns cu clientul să cumpere de la tine. Da? După ce a cumpărat secretul afacerilor, cum spune domnul profesor Dan Popescu, clienți fideli și repetitiv. Da? Și să trăiască farmacie, nu, e centru medical, hiperdia, să facă o sponsorizare către clubul de antreprenoriat. Și de asemenea mai vrem și de la firma Cora, cheile mele sunt, am card acolo. Da? N-ați observat că sunt prea multe carduri? asta e. Ce mi -o oferă? O, mi -o oferă acolo un discount micuț. Da? Îmi oferă poate, nu știu, un premiu anual de la Cora, pe baza punctelor acumulate pe parcursul anului. Adun și ție ceva și, și ai de obicei soția câte ceva. Mi am dat, acum mi-am adus aminte ceva. A fost un card pe care l-am aruncat la coș. Când mi-am făcut casa, am avut card la Bricostor. La sfârșitul unui an, am cumpărat o grămadă de materiale de construcție, Vă dați seama, da? Cu cardul ăla, bucuros eu că adunam puncte acolo, un cardul de Bricostor, la sfârșitul anului m-am dus cu cardul să-mi iau ceva de punctele respective. Am primit Doi iepurași de ceramică, hidoși, hidoși, și cumpărasem în echivalentul leilor vechi de vreo câteva sute de milioane de la ei. Și de atunci, în momentul ăla, am aruncat cardul. Între timp, ei și-au revizuit uh, relația cu clientul, în sensul că au adus premii mult mai atractive, dar eu mi-am promis nu o să mai fac niciodată cartă la bricostor. Pentru acel lucru. Da? Pentru că am avut o relație, da? am întreținut-o, am arătat cardul de fiecare dată când mi l-a cerut doamna și m-a dezamăgit în relația respectivă. Da? Și m-a pierdut de client. Da? Nu vedeți că de foarte multe ori se întâmplă da? astfel de lucruri. Și trebuie să fiu foarte atent la relația pe care o am cu clientul. Aș mai putea da exemple despre cea mai proastă bancă din România, BCR, dar să iert de data asta, vreau să discut pe alt subiect. Bun. Etapa următoare. Etapa următoare este creștere. Ai un client. Îți intră omul în magazin. Era un banc ciudat, dacă îl mai țineți minte, cu tânărul absolvent de marketing care este angajat într-un magazin și pe care îl lasă vânzătorul o zi singur. Măi, te descurci? Da, mă, descurc, sigur, sunt super trăinuit, super. Ok, bun. Vine a doua zi, cât ai vândut? Sau câți clienți? Nu, câți clienți? Unul singur. Păi și ce ai vândut? De cât ai vândut? De 2 milioane de lei. Uhum. cum adică? Păi a luat o barcă cu motor, undițe, momeală și mai știu, începe o listă dintre asta de toate cele. Și zice, Pă, dar cum ai reușit? Păi, da, a vrut undiță, i-a zis, nu vrei și momeală, dacă tot e momeală mai multă, nu vrei și barcă și dacă a luat și barcă nu, cu motor, nu dai la vâzle și uite așa, ușor, ușor, i-am vândut totul. Păi, și cum el a venit la tine și ți-a cerut undiță? Nu, el a venit la mine și mi-a cerut tampoane pentru femei. Și a zis că dacă tot e o perioadă, nu mai bine să duce la pescuit. Ei, cam despre asta e vorba, da? Am bogățit relația cu clientul, da? Da. Ați dat seama că. Uite, Uite care e de fapt problema ta pe care nu știi că o ai. Da. Și fac asta la, da, pe calculator, la calculatoare mulți vând componente, da? Când mi-am luat eu primul calculator, să ai placă de sunet, să știi, pe calculator, erau o mare șmecherie. Da? CD-ROM, da? CD-ROM, iarăși, să ai pe calculator, mai va adaugi ceva, da? Niște componente pe care le se adaugă după aceea sau face upgrade, nu? Schimb procesorul, schimbi una, alta și așa mai departe. Unele se fac vânzări încrucișate în același domeniu. De exemplu, o să găsim în showroom auto că, na, dacă tot vine omul pe acolo, e un loc bun în care să vinzi niște anvelope de iarnă, că e sezon, nu? Sau por bagaj, sau mai știu eu ce altă mașină. Lucru care nu are de fapt, nu e de la Dacia, de la Opel sau mai știu eu de la cine, da? E de la altcineva, iar unii vând referinți, da? Asigurări, de exemplu, se practică în, în sensul ăsta, da? Dau clienți, potențiali clienți, da? Și ca secret, așa vă spun că firmele sau oamenii de vânzări destul de frecvent fac uh, schimb de baze de date cu prospecții între ei, da? tu mi dai pe ai tăi, eu mi dau pe ai și schimbăm între noi. Vedem după aceea, iau la telefon. Vedem ce face. Bun. De unde vin banii? Într-un model de afaceri clasic, banii vin de la clientul care cumpără produsul care iese la capătul țării, nu? Din paia iese la capătul și aia îi dau lui. Trebuie să vă dați seama că nu doar să vinzi fizic și ați văzut asta, apropo, Radu Georgescu a fost uh, da, ales antreprenorul anului în România. Deci bucurați-vă că ați avut un uh, antreprenor de top. Mai, mai mult de atât nu se poate că ai invitat. Bine, și Claudia e foarte interesant. Seara, da. uh, <laughs> sunt, uh, sunt situații, el și-a dat seama că cel mai bine e să vinzi ceva de mai multe ori, la mai mulți oameni, dar fără să pierzi acel ceva. Să nu pierzi proprietatea, da? Nu i-a dat profesorului soft, i-a dat licența să-l folosească. Da. Poți să plătesc la utilizare și eu am fost unul dintre cei care, sau mă rog, abonament chirie, tot în zona respectivă, mi-am luat mașina în leasing sau pot să închiriez mașina. De exemplu, avem un coleg în facultate care are o mașină bună, bună. Deci, vorbim despre o mașină bună. Nu vă zic care e mașina, dar și care merge cu mașini închiriate. Nu păstrează. Da? Dar e o idee pentru că, păi da, dar depinde la ce costă închiriezi. De la depinde la ce costă închiriezi, dacă închiriezi gratis. Dintr-o dată e o idee bună să-ți lași mașina ta și să iei altă mașină. Da? Care are și cascul, care are tot ce vrei pe el. Ai scăpat de tot ce... Sunt niște riscuri care ți le lasă. Deci, sunt niște riscuri pe care ți le asumi. Da? Poți să câștigi un comision, platformă, poți să faci reclamă, și uitați-vă că, în momentul ăsta, tot ce înseamnă piața de aplicații, software pe telefoane, e practic dominată de această sursă, da? Reclamă, da? Facebook, Google, tot ce vreți, este dominat de reclamă. Poți să vinzi licență. Și o sursă destul de interesantă de bani, să știți că sunt granturile. Mulți bani vă așteaptă pe voi să vă deschideți. Nu știu dacă e vorba despre. O să avem un curs despre finanțare. A fost programul Startup care s-a acordau finanțări până la 200.000 de euro cu contribuție zero. Zero. Adică îți dădea banii, pur și simplu. Da? Vrei tu să-ți iei, nu știu ce, îți dădea banii pentru lucrul respectiv. Zero coparticiparea ta. Mă rog, a ieșuat programul între noi fie Dar asta a existat. Și o să mai fie programe de genul ăsta. Multe. Fondurile acestea europene, printre altele, pe zona de IMM-uri. O să meargă într-o mare măsură. Prețuri. Ar trebui voi să... Ați avut o disciplină la care vi s-a predat așa ceva despre prețuri? Știu la master că sunt niște discipline interesante pe zona asta. Și poate că e genul de... Eu sunt omul care, căruia îi place prețul de listă. Eu intru în magazin și cumpăr la prețul respectiv. Da? E un exemplu bun pe care vi-l dau. Am un prieten care și-a cumpărat, știu, îl știu de fapt, nu pot zic că e chiar mie prieten, știu pe cineva care a cumpărat un televizor de 200 de milioane cu 50 de milioane. Din domnul. Din domnul pentru că ei vroiau să scape de televizorul respectiv, el știa de treaba asta, aflase, ăla nu se vinde chiar ușor, și a negociat, pentru că era un client care tot a mai cumpărat și știa că o să mai cumpere de la ei și a ajuns la minună asta. Negociați când cumpărați florile? Eu nu, de exemplu, și îmi pare rău pentru chestia asta, dar mi se pare că nu e principial ok la o floare să negociez. Verișoara mea a fost, e stewardeză și călătorește prin toată lumea. Și a fost la Beijing. Și la Beijing, în mall, vreau să vă spun că și-a cumpărat lucrurile mai jos de jumătate din prețul afișat la raft. Sunt ferm convins că nici unul dintre voi n-a fost în mall să negocieze prețul de la raft nu? E cineva pe aici în halul ăsta Are atâta spirit comercial Încât să fi negociat? Nu Deci e un preț de listă, de catalog Poate fi stabilit în funcție De configurație calculatoare da? Aici am un preț În calculator în funcție de configurație În funcție de client E foarte da. Ești client gold Îți dau discount 10% 20% și așa mai departe în funcție de cantitate, pot să putem să discutăm discountul, da? Negociere, înțelegem. Asta s-ar putea să nu vă dați seama ce, de la ce vine. Da? În funcție de raportul câștig-risc, prețurile biletelor la avioane. Un bilet de avion până la Iași astăzi poate fi 12 milioane, mâine poate fi 8 și cu o oră înainte, nu, cu două zile înainte poate să fie 15 și cu două ore înainte poate să fie cinci. Da. În ultimul moment, în ultimul moment când avionul dă să plece și ei au locuri libere, ăla e un moment foarte bun de stat. Da? Știu și ei, da? Și de asta oferă cel mai mare discount pentru momentul ăla. Da? E, cum îi cheamă, serviciile de turism au... Last minute, da? Last minute e last minute, da? Deci acolo e în permanență. Și uitați-vă, tot la serviciile de turism. În ianuarie ce preț au concediile, da? Ce preț au în mai și ce preț au în august. Da. Trebuie doar să o Putem Puteți să-mi dați un exemplu în care prețul este stabilit în timp real de către altcineva fără implicarea vânzătorului și cumpărătorului? Da la bursă, petrolul, de exemplu, da? în cotația de la New York. Da? E referință. Acolo mă uit să văd. Sau licitație, e iarăși clar cum, ce se poate face. Da? Destul de multe opțiuni de ținut cont. Rămânem ancorați în modele clasice. A fost, dați-mi un exemplu de business care a inovat în zona asta. Ia să vă văd dacă vă prindeți un exemplu de business care a inovat în această zonă, a stabilirii prețului. Pam, pam. Ce exemplu amuzant ai dat acolo? A, ah, da, ok, nu spun. Mai ales că se și înregistrează. Dragilor, ați auzit de eBay? Acolo nu mai era un produs oferit la un preț. Era un produs oferit la un preț rezultat în urma licitației. Și cât ieșea, atâta ieșea. Dacă ți-ai oferit produsul pe eBay la un preț și prețul maxim de licitație era 10 dolari, trebuia să-l vinzi la 10 dolari. Nu îl vindeai la 10 dolari, nu onorai tranzacție, erai blocat de eBay data viitoare. Da? Nu ai bani de la ei, nu onorezi tranzacție. Da? Au inovat și au câștigat o grămadă de bani. Nu da? am înțeles. Evident, da? Clonat. Nu o să le faci pe toate. Da? Întotdeauna o să ai parteneri la care apelezi, da? Înțelegeți glumița de aici, da? Jumătate din piesele dintr-un iPhone sunt făcute de Samsung. co Petiție sunt concurenți Galaxy cu iPhone-ul, dar în același timp cooperează foarte bine, da? Pentru că poate, din cauza asta, deși mie îmi place HTC One foarte mult, nu are o cotă de piață prea mare. Da. Pentru că cei doi știu foarte bine să fie în competiție, adică un pic de cooperare și ceva competiție. Da? Da. Care sunt activitățile? Trebuia să încep, în cer scuze ce fac eu, ce fac uh, alții, da? Nu încerca să joci basket dacă ești într-o decât dacă joci cu oamenii aflați în aceeași situație, da? Ai putea să fii un programator extraordinar. Și în România avem un astfel de antreprenor care are vreo trei businessuri, da? Un om care nu avea rost să participe la maraton. Era clar că putea foarte bine să butoneze, nu? Vedeți ce faceți mai bine. Și a fost un exemplu foarte drăguț pe care l-am văzut, la a dat cineva tot la o prezentare la un curs. Când te duci la un concurs de caligrafie, nu ți antrenezi mâna stângă. Drept. Da. Mă rog, dacă ești dreptaci, dacă ești stângaci mâna stângă. Înțelegeți, da? da? Nu trebuie să fie focusul vostru asupra punctelor slabe, da? Focusul vostru trebuie să fie asupra punctelor forte. Ce faceți mai bine, să faceți și mai bine. Da? Da, dar nu o să-ți faci lucrul ăsta stând întins în pat și să zici la da, ce mă pricep. Da? Asta, asta o fac bine. Da? La tipuri de resurse, pe lângă clasificarea asta care cred că ați văzut-o de 200.000 de ori, aș vrea să vă mai gândiți la ceva. Aș vrea să vă mai gândiți așa și să leagă de parteneri. Că unele resurse pot fi proprii, alte resurse pot fi împrumutate, da? gen o mașină, și atrase. Exact, felicitări. Care e diferența între împrumutate și atrase? Da. e vorba despre un om pe care l-ai, pe care nu l-ai de fapt, nu trebuie neapărat să-l plătești cu un salariu, poate poți să-i dai o parte din acțiuni da? sunt destul de multe exemple aici, vă spuneam că unul dintre oamenii cei mai bogați pe care știu a lucrat la început la Google când oamenii n-au avut bani să-i dea, să-i plătească salariu Așa că i-au dat niște acțiuni. Ceea ce s-a dovedit o chestie foarte bună pentru el. Da? Probabil că la sfârșit Google și-ar fi dorit să-i fi plătit un salariu. Dar asta, asta a fost. Da? Costuri. Fixe, variabile, directe, indirecte. Sunt... A faceți proiecte economice? Da. Pot să trec la slide-ul următor? Cost global, cost unitar, cost marginal. Ce se caută în momentul ăsta sunt business-uri cu costuri marginale cât mai mici. Da? Către zero, soft, servicii online, cât costă pe Google să mai aibă încă un utilizator? Oare ne ajunge tabla asta să punem 0,000000 cât costă pe Google pentru încă un utilizator? Da? Au 500 de milioane, cât îi mai costă să mai aibă încă un client? Dar asta rețineți-o. Da? Niciun business nu moare din lipsa profitului. Sunt businessuri care supraviețuiesc ani de zile. Uitați-vă companiile de stat. Da? Ani și ani de zile din lipsa profitului. Toate companiile mor din cauza cash flow-ului, da? E asasin, asasin creed, da? da? I-am pus o replică de James Bond acolo. Negative cash flow. Da? Asta e o mare problemă. Și la asta trebuie să ne uităm. Și nu neapărat către profitul inițial pe care îl obținem, ci dacă avem banii să menținem afacerea. Un an, doi ani, trei ani. E o mult mai mare problemă. Da? V-am mapat un business. Recunoașteți logo, nu? E Google. Da, Căutarea gratuită, principală, puneți alături și rezultatele, relevanța rezultatelor, da? Că de fapt e o căutare bună, culmea. Cu Google chiar găsești ceea ce cauți, da? De cele mai multe ori, când am încercat să caut bani, dar probabil că găsești poze. Da? Oferă un serviciu de e-mail bun. Ce mai oferă? Unora care au site-uri, Google le oferă posibilitatea să câștige bani direct din promovare, da? Blogări își pun reclama acolo și câștigă niște bani, da? Mai nu oferă Google Maps. E excelent serviciu, da? Au dărâmat pe toată lumea. gândiți vă că cam câte afaceri a stricat Google pe zona de uh, GPS, da? Când ai pe telefon și. Cine sunt în partea asta segmentul lor de piață? Sigur, am pus internauții, cei care navighează în mijloc, agențiile de publicitate, foarte important că ei vând serviciile astea, deținători de site-uri, iarăși, discutat. Carnalul lor este clasic, web, da? Încerc, încearcă să îmbunătățească experiența. Google, din punctul meu de vedere, a primit o mare lovitură cu, din partea Facebook, pentru că au mult mai multe informații despre uh, ce, cau ce vrea o, o, cine e omul respectiv. Google știe ce caută, ca așa, dacă ai dat căutare, ești victimă. O să-ți livreze reclamă la cei căutat tu până o să -ți, pe toate site-urile, o să-ți livreze că, reclamă la cei căutat tu. Da? Face chestia asta destul de bine. Dar nu-ți vede profilul și a încercat cum face Facebook, câți ani are, unde e, ceva, în ce concedii, cât timp petrece online, da? Toate lucrurile, la ce a dat like acolo, ce mașină îi place, ce... toate cele știe Facebook-ul despre tine, da? Încearcă să facă același lucru prin Google Plus, Plus da? Scoate bani doar din licitații AdWords, restul tranzacțiilor vedeți că sunt lipsite de cash, da? Nu trebuie să dai 0,0 să cauți, da? Sunt fără cash. Ce face? În primul rând, ține operațional Gmail, o mare problemă când pică, da? Se aude, este toată presa, a fost picat serverul, da? Resursa cheie este motorul de căutare, un partener cheie interesant pentru Google, Samsung, da? Eu am un telefon pe undeva, pe aici, care e un telefon Google. Nexus. Nexusul este produs de Samsung. Da? E un telefon na, Samsung, de fapt. Da? Partener cheie. Pentru că ce au încercat să facă, știți? Au cumpărat Motorola. Da? Motorola e cumpărată de. Ei. Da, și evident toate costurile sunt costuri de menținere a platformei. Ok? De bază acest model. Da? O să vă rog să fiți foarte atenți și de asemenea mai am ceva pentru voi. Nu, nu temă? Păi da, tema o știți, este anunțată de la primul curs. Pentru data viitoare trebuie să trimiteți canvasul pentru ideea voastră de afaceri. E încă individual. Încă individual. Da? da? No. Încă suntem în momentul în care ne gândim, primim feedback, poate să aibă legătură, poate să fie același, excelent, ai găsit. Da? Dar mai aveți încă de voie să vă. Ei, pe site-ul udacity.com Este un curs ținut chiar de Steve Blank pe care dacă îl faceți primiți o diplomă virtuală în format PDF la care mă gândeam să vă dau 10 puncte m-am zis să mă duc către 20 de puncte și atunci ca să fie calea de mijloc am zis primiți 15 puncte dacă îmi trimiteți diploma de pe UDA City pe mail. Da? Până la sfârșitul semestrului. Deci, în momentul în care intrați, vedeți, este un curs online, trebuie să vă uitați la niște clipuri, să răspundeți la niște întrebări, puteți răspunde de mai multe ori la întrebări. Credeți-mă, sunt 15 puncte ușor de obținut. Și or să fie unele dintre cele mai utile lucruri pe care le-ați făcut. Da? Pe zona asta de antreprenoriat. Da? O, în engleză o găsești. Da? Ok? Vă mulțumesc!